Imaginile izolării lui Vladimir Putin pe plan internațional vin din Armenia. Președintele rus a fost primit cu răceală chiar și de aliații săi. La summitul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, un fel de NATO rusesc, liderul de la Kremlin a fost ținut la distanță la fotografia de grup. În plus, premierul Armeniei a refuzat public să semneze declarația finală a summitului. Analiștii occidentali spun că este un semn clar că acest NATO rusesc este aproape de colaps. Putin a fost umilit public de unul dintre puținii săi aliați. Premierul Armeniei a refuzat să semneze o declarație comună a liderilor din Organizația de Securitate Colectivă a Statelor Post-Sovietice. De nervi, președintele rus a aruncat pixul pe masă, iar dictatorul de la Minsk a rămas cu gura căscată. La deschiderea summitului, premierul armean a făcut eforturi mari să stea departe de Putin. Cei doi au avut o întâlnire bilaterală pentru că Armenia a găzduit summitul, dar răceala a fost vizibilă și în acest cadru. Președintele rus a avut și un moment de bucurie la Erevan. A aflat cum îl poate face pe Olaf Scholz să spună ce vrea, să-l cloneze digital. Lui Vladimir Putin i s-a prezentat un deepfake al cancelarului german, care spunea lucruri bune despre Rusia și lucruri rele despre Statele Unite. Liderul de la Kremlin a părut încântat în imaginile arătate de presa de stat din Rusia.